Avocat Daniel Oneașcu, înainte de președintele Comisiei Juridice, pentru a vă da posibilitatea, domnule Badea, de a răspunde și la lucrurile pe care le va ridica în discuție domnul avocat Oneașcu. Domnule președinte, bună ziua din nou. Așadar, decizie definitivă a înaltei curți, decizie a Curții Constituționale ieri în legătură cu articolul neconstituțional din legea privitoare la starea de alertă, decizie nedefinitivă la Curtea de Apel Cluj privitoare la anularea unor articole importante din hotărârea de guvern, cea care acordă facilități persoanelor vaccinate, dar dă restricții pentru persoanele nevaccinate. În aceste condiții, domnule Oneașcu, care e situația în care se află guvernul Câțu în aceste momente și ce trebuie făcut? Țineți minte de bună seamă, pentru că aici, la Antena 3, în urmă cu un an și mai bine, am spus limpede că aceste situații sunt nelegale. Partidul Puterii Umaniste atunci a și făcut un formular pentru a pune la dispoziția oamenilor să fie introdus formularul pe rolul instanțelor în așa fel încât acele amenzi abuzive și de acele amenzi abuzive să fie exonerate. De atunci, în permanență, am contestat implicit hramul de la Sfântul Dumitru, hramul de la Sfânta Parascheva. Toate acestea au fost date tocmai de acest organ care este, iată, astăzi declarat ilegal. De ce? Pentru că nu a avut niciun gram de constituționalitate și nu a avut categorie nicio forță de oposibilitate în raport cu cei cărora li s-a aplica, adică nu a fost publicat în Monitor oficial. În alt termeni, se împlinește și se justifică astăzi ceea ce noi am spus de un an de zile, că toate aceste măsuri sunt abuzive, ilegale, neconstituționale, îndreptate împotriva omului. Și acum dați-mi voie să atrag atenția asupra unui lucru. Dacă toate aceste lucruri s-au făcut în mod nelegal, dacă toate aceste lucruri au avut consecințe grave implicit la loviri, violențe și chiar la pierderi de vieți omenești, întrebarea mea este: cine răspunde pentru aceste ilegalități? Pentru că iată, ele există. Iar pe de altă parte, cred că un astfel de gest din partea justiției reclamă faptul că putem avea în vedere că justiția poate să fie independentă, iar actul de justiție făcut corect poate regla o țară atunci când ea este în derivă totală, iar politicienii au pierdut busola. Domnule Badea, domnule președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, avertismente importante pentru guvernul Câțu venite de la oameni ai legii.